și aș avea o putere în stat, iată cum ați pomenit cazul ăsta de Belarus, că li se confiscă automobilul. Eu la toți le spun, cei care consumă alcool, un pahar de alcool l-ai luat, aruncă cheile de la mașină. Dar dacă te-a prins consumat, îl penalizează 2-3 puncte, o amendă cu tare, pentru el îi faie verde. I-ai permisul pe toată viața să uite și o să ia pildă și vecinul și celălalt și așa tot mai departe. Să nu credeți că chiar în curtea mea, chiar în casa mea, chiar la scara mea, este un grup care fumează cânepă, se mai droghează. Și am stat de vorbă cu ei. Zic, băi, vă ajut acum cât mai pot. Pe urmă, mâine o să fie târziu. A venit ziua când e târziu. De acum era târziu și o mamă a unui copil zice, domn doctor, ce să fac eu cu copilul? Zic, să-l izolez. Cum? Să-l duci undeva la tratament, la o mănăstire, că sunt mănăstiri prin San Petersburg, sunt prin tot, dar să nu știe nimeni, nici fratele, nici sora, nici cel mai apropiat prieten absolut. Și să iei telefonul mobil. Pentru că traficantul de droguri, el este cointeresat să-l găsească. Să-l găsească, el pierde piața. Pierde piața, pierde bani. Este și el șantajabil și este șantajabil și cel care consumă. Și aici, într-adevăr, până nu va veni o lege super aspră, l-ai prins că e traficant de droguri. Hai, Doamne, iartă-mă, nu merg la pedeapsă cum ar trebui, Dumnezeu să-mi judece, dar trebuie de stopat cumva printr-o lege și prin niște măsuri foarte aspre. Organele de drept, poliția, au menirea sau acționează până e depistat cazul. Care e funcția medicului, a noastră? Medicul, dacă vine bolnav, ai venit, poftim. Te-ai plâns că te doare inima, cardiologul, poftim, îți examinează și te tratează cât poate. Așa și aici, cel care vine, care consumă alcool sau consumă droguri și îl aduce un membru al familiei sau vine el binevol, atunci e poftim. Dumnezeu, iată, e omul beat pe drum și polițistul nu are dreptul să-l duc înainte, erau punctele astea de treziri și așa mai departe, treziri. El e liber, drepturile omului. Vrea să consumă și moare sub gard acolo, alcool sau cu tare și poftim, până e depistat cazul. Medicul în cazul ăsta nu poate să facă nimic, noi cu forță absolut, sunt câte mame, câte vecini mi se plâng, soțul meu bea ce de făcut, cheamă poliția, am chemat, el e cu minte. Pentecostal la confesiune religioasă, problema respectivă nu există. Da. Ei din contra iau centri de reabilitare, de tratament, centri psihologice. Aduce în societatea până la instituțiile medicale și până la instituțiile de drept, cu alte cuvinte, să nu consumi și să nu aibă cine, să nu avem ce depista. Corect. Păi cum să facem asta? Să admitem că ăsta, iată, din clepsidra asta, e o substanță care se poate extra sănătate. Poate să stea pe masă, eu care nu sunt fumător, nu sufăr țigara, poate să-mi stea milioane de pachete fel de fel. Uite așa, să stea în magazin sau în farmacie substanțele narcotice și să treacă cetățeanul pe alături. Trei piloni erau în sat. Preotul, doctorul și învățătorul. Și toată societatea, tot satul se uitau la ei ca la niște dascăl, ca la ceva sfânt. Astăzi a degradat cultura și nu mai avem noi acei 7 ani de acasă, cum i-aveam eu la țară, să-mi scot chipiul și să dau binețe la orice bătrân și să mă apropie chiar să-i sărut mâna unii bătrâni pentru muncă și așa mai departe. Astăzi te duci la școală, trebuie să, la o recreație, să te sprijini de perete, că au ieșit elevii, te dau jos. Nu se mai uite că ești în vârstă, că poți fi și director și ministru și cu tare nu-l mai interesează. Iar dacă te-ai dus după școală, hogeag, fumează de rup copiii ăștia. Asta e, din păcate, dar
Iată să luăm noi, iar ne aducem aminte de perioada sovietică. Consumam noi banane, avocado, alte fructe exotice. Nu. De ce? Nu le aveam. Da. Dar când veneau, treceau vana. Acum substanțele narcotice se întreabă de unde se iau ele. Că noi nu le avem, noi nu le producem. Cele care sunt legalizate folosesc noi parțial în... producem. Nu. Cele care se folosesc în medicină, da, pentru cazul de operații, substanțe în anesteziologie și așa mai departe, asta e cu totul altceva. Acolo fiecare fiolă e luată la evidență, au folosit fiola înregistrată, au spart fiola să faci proces verbal fără nicio discuție. Dacă se mai întâmplă un caz două, asta e un caz două, poate, mă rog, dacă e o încălcare, dacă se depistează sau dacă s-a permis, dar eu, activând în cadrul Dispensarului Republican de Narcologie, nu cunosc asemenea cazuri și nici nu pot fi, fiindcă e totul se țin în safeu și sigilat. Dar celelalte substanțe narcotice, de unde se iau? Ele trec vamă, trec da, cutar. Da. Vă zic, ce înseamnă? Nu, ar trebui, nu zic sârmă ghimpată, dar pe timpul sovietice nu treceau rândul cu o pasăre. Era socotit ca dușmana poporului, dacă trecea cutarul. Și nici vorbă să treacă o substanță. Înseamnă că aici trebuie pus o barieră strictă. La vamă, 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 vamă și iar vamă. Nu vor fi. E clar că vor apela la etnobotanice, la precursori, la chestia asta. Dar asta e altă etapă. E un șir de probleme pe care trebuie mobilizați toți oamenii. Dar până nu vom pregăti noi societatea, mentalitatea omului să fie altfel, că să treacă pe lângă drog, ca pe lângă ceva necurat. Domnule, eu am o întrebare la dumneavoastră. Eu, cu o anumită periodicitate, mă adresez la narcolog și psihiatru pentru... Așa. Pentru un test. Așa. De țin arme. Așa. Și prelungirea licenței de port armă. Perfect. Privede o astfel de procedură. Certificat la psihiatru, evident, la narcolog. Da, și evident eu vin la comisia narcologică, da, și da, comisia psihiatrică și cu doctorii sau cu comisia, de obicei doi, da, trei da, doctori, noi discutăm și ei, reșind din aspectul meu exterior, da, din răspunsul la întrebările care mi le formulează, îi decid, merită această persoană, poate această persoană să dețină o astfel de instrumente care în caz de careva tulburări, ori alcoolice, ori narcotice, ori psihice, poate să utilizeze aceste arme împotriva altor oameni sau împotriva sa. Spuneți-vă rog, oamenii care dețin arme, sunt mai disciplinați, având un astfel de control periodic? Ei se autodisciplinează. Ei se autodisciplinează, fiindcă a avea o armă în casă, stai cu mâna în foc. Da. În fond. Sunt, au fost cazuri de... Sunt foarte puține cazuri. Când... Dar au fost da, întâmplătoare, nenorociri, incidente, hai să le numim noi așa, care... Dar, vedeți dumneavoastră, medicul, fie psihiatru, fie narcolog, el va examina la ziua respectivă. Peste noapte ați avut un stres. Ați avut, Doamne ferește, un caz neplăcut, psihologia dumneavoastră, psihica dumneavoastră s-a schimbat. De mai, cel care ați fost ieri, nu mai sunteți astăzi. Sunteți într-o stare de afect, care poate puteți utiliza, având sub mână o vargă, o centură, puteți lovi, mă rog, cu tare, într-o stare de afect. Dar, Doamne ferește, dacă aveți armă, unii o folosesc. Într-o zecime de secundă poate juca festa. Deci, pe timpuri, polițiștii din organ drept au terminat serviciul, dădea arma din dotare, înregistra și o păstra acolo. Astăzi, o dețin și acasă. Așa e? Da, dar noi nu am auzit de așa cazuri când persoanele cărora li s-a permis să dețină arme, așa? Sunt narcomani.
Nu știm de așa cazuri. Poate ele și sunt, dar sunt unicale. La dispensarul republican de narcologie, a zis că sunt la evidență, luați la evidență cei care sunt știuți, consumă substanțe narcotice. Și aceștia nu pot primi niciodată... Categoric, exclus. Exclus. Treci un timp oarecare, el nu consumă. Frecventează cursul psihologiei, frecventează niște cursuri la dispensarul republican, în policlinică. Și după aceea comisia decide, îl scoate de la evidență narcotice. Gata, el de... Mă rog. Și el poate atunci să primească licență pentru portare. Mă rog, a consumat alcool, a fost la evidență cu tare. A fost cazuri, l-au prins cu narcotice, de cum el e la evidență. La evidență. Da. Bine, să presupunem că au fost așa timpuri când se vorbea, se zvonea că mulți șoferi de taxi se zvonește, consumă alcool ca să nu pierde permisul, dar consumă niște substanțe specifice care pot fi clasificate și ca droguri. Care specifice? Nu, eu nu știu, eu nu le consum. Care specifice? Fiindcă dacă am luat și Coca-Cola are alcool în ea și ai consumat și până la urmă îți provoacă... Eu vorbesc despre substanțe care aduc organismul omului, sistemul nervos, în stare de halucinații. Ceva mai dur decât Coca-Cola. Așa, luați o supradozare, o cări medicament, mai amestecați puțin ceai, cafea, și o să vedeți ce stare halogenă o să aveți, halucinată. Fără nicio discuție. Asta e cunoscut. Mă numesc, rusește, băltușcă. Chestia este absolut.